de câteva zile ca în plină toamnă, iar mercurul din termometre ne duce cu gândul la septembrie sau octombrie, nici pe departe la sezonul estival. Cel puțin o săptămână, spun meteorologii, că vremea nu ar da semne că se va îndrepta. Începând cu ziua de luni, 21-6, atât aria cât și cantitatea de precipitații se vor reduce, dar va persista instabilitatea de după amiază și seară. Tot de luni, temperaturile maxime vor crește simțitor, astfel încât în intervalul 21-6-23-6, luni, marți, miercuri, vom ajunge la temperaturi maxime de 30-31 de grade în partea continentală și 25-28 de grade pe litoral. Vremea capricioasă nu doar că a stricat toate planurile de vacanță pentru această perioadă, dar ne poate afecta serios sănătatea, spun psihologii. Privarea de soare, prezența unui cer apăsător plin de nori și mai ales ploaia, toate pot crea o stare de depresie sau o accentuează acolo unde este prezentă deja. Vremea în sine, să spunem că are o influență, este un cumul de factori și putem spune că avea o influență negativă asupra persoanelor care, pe lângă vremea aceasta capricioasă, în viața lor se mai întâmplă și anumite fenomene sau aspecte neplăcute, despărțiri, jobul foarte stresant sau pierderea locului de muncă sau alte drame mult mai grave care se întâmplă în viață. Și atunci toate cumulate la un loc, iată că pot duce uneori și la mici episoade de depresie. Tot ce ar trebui să facem să remediem sentimentele negative este să acceptăm faptul că facem parte dintr-o natură în continuă transformare.